Bună ziua! Vă mulțumim pentru participare la această conferință, pe care o susțin împreună cu domnul conferențiar din Universitatea Dr. Dan Banu, medicul șef al Serviciului de Medicină Legală Argeș. Această conferință o venim în tribunalea dumneavoastră ca o mare numeroasă solicitare legat de incidentul din Pitești, ce a avut ca moment de decesul unui bărbat vârstă de 63 de ani. Țin să precizez că urmărirea penală este nepublică, informațiile vor încerca pentru că nu afecta ancheta de urmărire penală și am ales să venim în fața dumneavoastră, tocmai prin interesul prin care suscită acest subiect. După eveniment, ancheta este efectuată exclusiv de către procuror, de la pachetul de pe lângă Tribunalul Argeș, iar în perioada imediat următoare am listat probe necesare, în sensul că au fost efectuate cercetare la fața locului, au fost identificate persoanele prezente la fața locului, audiate și s-a dispus efectuarea unei necropsii. Necropsia ale cărei rezultate au fost stabilite astăzi. În condiții în care interesul dumneavoastră vizează cauza și pe mulții, voi da cuvântul domnului medic șef Dan Banu. Mulțumesc mult, domnul Vedrin Procur. Este un interes major și nu numai din partea dumneavoastră, dar din partea întregii opinii publice, fiind foarte mult mediatizat. Ăsta a fost motivul, așa cum a zis și domnul prim procuror, să ieșim împreună instituțional la această conferință de presă, să vă stăm la discuție cu elemente care pot fi în acest moment date publicității, fiind dosar penal. Autopsia a fost făcută în cursul dimineții de parcursul de pe lângă Tribunalul Argeș. În urma autopsiei, ca rezultate preliminarii, după autopsie cu toate procedurile macroscopice, pentru că autopsia are două componente, odată un diagnostic și o cauză de deces pe care o constată registrul, cum am constatat eu în această dimineață, care are urmarea și examinări complementare de laborator, în sfera de anatomie patologică medico-legală și de toxicologie medico-legală. În urma autopsiei am constatat că moartea a fost violentă, survenită în urma unui politraumatism, iar cauza imediată de deces a fost asfixia mecanică, iar ca mecanism, ca natul generator, deci ce a cauzat asfixia mecanică, a fost comprimarea părților moia de gâtului și a toracului. Sunt prelevate probe biologice care merg la microscop, la laboratoarele noastre. Ce pot eu să vă mai spun este că am rugat, dar fiind interesul, dar și dorința noastră de a înțelege și de a ne elucida până în acest moment pe situația medico-legală în cură, laboratorul de toxicologie medico-legală m-a informat că are o alcoolemie de peste 3 la mine. Vă mulțumesc! Deci infarctul nu s-a întâmplat. Infarct nu este. Vedem, dar puțin probabil să fie, nu e cauză de moarte. Sunt, așa cum am spus, mai multe traumatisme și craniul cerebral, evident, care s-a putut produce prin cădere și rodire de glanduri. Și aceste leziuni traumatice care au dus la asfixia mecanică, repet, traumatismul cervical și traumatismul toracic, rezultat prin comprimarea părților. În acest moment, urmărirea penală este efectuată cu privire la faptul, pentru că am așteptat și eliminarea de raportului de necropsie. Urmează să evaluăm probele amestate până în acest moment, inclusiv imagine surprinse, în raport de aceste leziuni pentru a stabili o eventuală participație penală a persoanelor implicate. Ideea este că vreau să vă asigur că ancheta este în momentul de față îndreptată spre dămânirea completă a tuturor împrejurilor cauzei. Vrem să vă asigurăm de transparența și profesionalismul nostru, tocmai aceasta a fost și ideea pentru care am venit în întâmpinarea dumneavoastră. Dar, dincolo de toate, având în vedere contextul în care s-au produs aceste leziuni și multiplitatea acestor leziuni, trebuie să stabilim clar o eventuală contribuție a participanților.
domnule prim procuror, ce v-au spus polițiștii, din ce ne puteți spune și noi? În acest moment este, ar trebui să declarația lor este avută în vedere de către procuror. Urmează să le interpretăm prin celelalte probleme din state cauze. Nu pot să vă dau să vă redau conținutul de trată, pot doar să vă spun că au dat declarații cu privire la cele împrejurări. Câți polițiști au fost audiați până acum? Au fost toți polițiștii participați la fața locului, adică și cei care au sosit imediat după producerea evenimentului. Pentru că prima noastră preocupare a fost să identificăm persoanele prezente și să le audiem, indiferent că au calitatea de persoane civile care au sosit acel eveniment sau cei veniți în necesitatea atribuțiilor de serviciu. Există o informație că în bagajul bărbatului ar fi fost găsite niște medicamente pentru o boală foarte gravă. Este plauzibil ca ei să fi suferit și de o boală gravă? Aici pot să intervin eu. Am prelevat probe biologice și pentru posibile substanțe toxice care erau la momentul decesului în organismul său. Acestea vor intra pe procedurile de metodologice, iar rezultatele vor fi date în câteva săptămâni, asta este procedura clinică, iar suferințe organice, macroscopice, nu s-au evidențiat. Este posibil și nu pot să exclud ca legist posibile afecțiuni patologice, deci preexistente, comorbidități legate poate și de corp, poate legate și de alte afecțiuni, dar numai laboratorul de anatomie patologică nucleară, în urma probelor pe care le-am prelevat și care vor fi instrumentate, ne vor spune. Toate concluziile vor fi date într-un raport medico-legal care va fi înaintat după toate rezultatele către parchetul de lângă Tribunalul Argeș. Dincolo de cele se sunte de domnul doctor, și noi vom depune și vom depune diligențe pentru a atașa la dosar un scris dacă, în sensul de a verifica dacă figura cu evidențe la medicul de familie. Mm-hmm. Pentru că trebuie să avem și aceste date pentru a stabi în mod concret împrejurările. Imaginile care au fost surprinse chiar acolo, vă sunt de folos în anchetă? La orice element ajută la desfășurarea anchetei penale. Au fost de folos acele imagini, au fost identificate persoane și sunt avute în vedere la soluționarea cauzei. Domnule doctor, doar lovitura de la cap putea să omoare pe bărbat? Nu. Nu. Deci, până la urmă, cum trebuie să intervenit? Rugămintea mea, ancheta este în stadiu incipient. Acum datele anchete s-au schimbat în raport de concluzie, raportul de necruțime. Urmează să interpretăm toate probele. Nu trebuie să luăm o probă de sine stătător să stabilim participația, că mi-aș eventual răspundere penalte. Dar văzute în vedere toate probele, trebuie văzute în acest moment participanții efectivi, modul de poziționare a lor asupra victimei, sunt mai multe elemente. Se impune reținere pentru cei vinovați? Se va aplica de către procurorul de caz numai interpretării probatorului în stat în acest moment, având în vedere și concluziile raportului de necropsie. Se poate începe urmărirea penală pentru ucidere din probatorul? În condițiile codului de procedură. În condițiile codului de procedură penală se va aplica și asupra efectorii în continuare a unei penale, adică cu anumite persoane se dovedească calitatea de suspect. Mulțumim. Dacă se poate, da. O întrebare legată de cei morți de COVID, domnule doctor, dar colegii mă interajează. E vorba de autopsiile făcute la cei declarați pozitiv și trimiși acasă în sac. Ne puteți da... Bună întrebare, domnule profesor. Pentru a vă răspunde, vă dau ca exemplu ultimul caz pe care l-am avut în urmă cu două zile, la realizarea inspectoratului de poliție al județului Argeș, ca moarte suspectă, pacient decedat sau victimă la domiciliu. Fac aici o paranteză și vă spun faptul că a crescut numărul celor decedați la domiciliu care au devenit cazuri medico-legale. Din ce rațiuni le știm cu toții. Medicul de familie nu este obligat și atunci când are suspiciuni legate de împrejurările decesului, nu dă certificat constatator al morții și devine moarte suspectă și implicit
caz medico-legal. Vă spuneam că zilele trecute am autopsiat un domn care în 23 martie a fost testat pe PCR și a fost pozitiv, deci repet, 23 martie. După 14 zile, cum prevede legea, fără testare, că legea nu implică obligativitatea să fie retestat, a plecat, s-a plimbat pe trotuar, în oraș, a mers și ca salariat, probabil, în alt orașul său, a decedat, am făcut autopsia, procedurile noastre tehnice spun foarte clar, eu trebuie ca legii să iau exudatul, pentru că legea îmi spune foarte clar în cazul în care ești pozitiv. E o specificitate și trebuie să te îmbrac, după care să te bagă în sac și să vă dau familie, după identificare. Și am testat, deci am luat exudatul și atenție, surpriză, era pozitiv. Concluzia este, apropo, și de răspunsul pe care trebuie să vi-l dau la întrebarea dumneavoastră. Fraților, cât ești sănătos și ești în viață, nu ești pericol public. Cum ai decedat, devii pericol public. Deci, dânsul, după 14 zile de la dovedirea că era pozitiv, de pe 23 martie, după 14 zile, nu era pericol public. În ideea de a contamina cu cineva, așa cum zice legislația. A decedat, automat a trebuit să fie băgat în sac, ci cu un regim de maximă atenție vis-a-vis de aparținător și de manipulare. Devenind, evident, pericol public. Fac ca încă o dată și de aici, de la Pitești, ca decidenții să se gândească foarte bine că nu este rușinos să rectifici o lege care mai mult superă decât lege. De ce? Pentru că mortul nu respiră. Da? Deci pericolul de contaminare și de a contamina este respirator. Procedurile de autopsie sunt foarte clare. Înainte de a intra pe autopsie se face toaletarea cadavrului, care înseamnă cu bioșii de spălare, cu cloramină, în așa fel încât să nu mai rămână nici mama virusului SARS-CoV-2 pe suprafață, deci pe tegument. După autopsie, automat, pe organele interne, la fel, asemenea proceduri. Pericolul de contaminare la autopsie, desigur că este legat de personalul medico-legal sau de sfera anatomopatologică. Deci, și de aici încurajez posibilitatea ca să ne relaxăm mai mult și mai bine privind modul de livrare a celor decedați, atenție, în condițiile în care există o autopsie, iar procedurile sunt foarte clare pentru toată lumea. Rugămintea, apreciez intervenția domnului conferențean și Dan Drăcutală, ideea este ca această conferință de presă și cu participarea mea să vizeze vorbând chestiuni ce țin de ancheta penală. Pentru orice alte întrebări, mulțumesc. Da, mulțumesc. Conferința are ca obiect această anchetă penală, evenimentul în care așa a prezentat intervenția pentru mass media și acum aveți întâmplă în legătură cu aceste evenimente. Credeți că în cazul anchetei ar fi cazul unei evaluări psihologice? Sau se va lua în cazul ultima evaluare psihologică a psihologice? Evaluarea se face în condițiile codului de procedură penală, în situația în care noi avem dubii cu privire la discernământul unei persoane. Noi nu suntem înținuți de anumite evaluări efectuate anterior, în ceea ce înseamnă că în cadrul dosarului penal, dacă procurorul apreciază că se impune o evaluare de acest gen, atunci o va dispune. Pe baza celorlalte elemente. Și va fi o expertiză medico-legală psihiatrică, da, în situația în care partidul va dispune. Mâine vor fi un dialog acesta? Depinde. Vedem în momentul de față, analizăm concluzia raportului de necropsie. Cert este că noi vom depune toate eforturile pentru a arăta că în acest moment cercetările se desfășoară cu celeritate, având în vedere și importanța acestei spețe. Audier vor fi cu certitudine în perioada următoare și procurorul de caz va face în așa fel încât să transmită că pachetul pentru tribunalul acest
de multă profesionalism în evitarea închetei penale. Domnule, prin procuror, se pune problema de utilizarea disproporționată a forței. Cum trebuie polițistul? Ce spune legea? Când îi se permite polițistului să utilizeze forța? Sunt anumite situații prevăzute, sunt stabilite anumite limite de folosire a forței. Noi trebuie să interpretăm în acest moment dacă folosirea de forță a fost proporțională cu împrejurile în care a fost folosită. Sau în vedere, sunt proceduri interne pentru că cunosc cum ar trebui să acționeze în aceste situații, dar noi evaluăm exclusiv prin prisma dispozițiilor procesual penale și penale. Ce pedepse ar putea primi acești polițiști dacă vor fi găsiți vinovați? În primul rând, trebuie să stabilim cadrarea juridică și nu pot să vă răspund mai acum la această întrebare, pentru că în raport de probe administrate, având în vedere și concluzia raportului de instrucție, se va avea în vedere stabilirea cadrului juridice. Putem spune de pedepse, de eventuale pedepse, numai în condiții în care stabilim infracțiunile și se dispune trimiterea lor în judecată. Vă mulțumim, vă mulțumim.